Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă anunț că astăzi, la De Bun Gust, am gătit plachie de pește. Ați înțeles bine, am gătit deja, de fapt nu eu, cât invitatul emisiunii, este vorba despre interpretul de muzică populară, Nicolae Vieru. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua și bine te-am găsit, Oana, mulțumesc foarte mult pentru invitația în emisiunea ta. Noi am filmat deja rețeta, rămânem împreună să vedem dacă te descurcați sau nu în bucătărie. Sigur că da, acum telespectatorii vor spune dacă ne-am descurcat sau nu, după cum arată. Le lăsăm pe ei să decidă lucrul acesta. După cum arată, cred că m-am descurcat. După cum, nu te lauda singur, după cum gustăm, nu știu, vedem. Dacă este comestibil și am folosit ingrediente care se folosesc de obicei în bucătărie, sigur, nu are ce să fie rău. Păi, ai avut câteva lucruri în bucătărie care nu ți-au ieșit așa cum ai vrut. Ba, cu uleiul. Cu uleiul, da, eu am un fix, cred, cu uleiul. Nu-mi place să mănânc mâncare foarte grasă. Ai pus prea mult, ai pus prea puțin. Deci m-a zăpăcit, dragii mei, în bucătărie. Deci da. Pur și simplu m-a zăpăcit. Ba că este prea mult ulei, ba că este prea puțin ulei. Na, omul mi-a explicat că el acasă nu prea gătește cu ulei. Cu ulei, bine. Cu ulei foarte mult. Pentru nici că nu este sănătos. Gătești, o să aveți ocazia să-l auziți chiar pe el spunând lucrurile acestea, dar nu mai spun nimic. Gata, până aici. Acum tu mă pui într-o lumină mai puțin favorabilă, că nu prea gătesc. Sigur, pentru că o las pe soția mea să se ocupe de acest aspect, dar de obicei nu prea îmi place să folosesc foarte mult ulei, pentru că nu este sănătos să folosim ulei. Cât mai natural și cât mai legumene, dacă se poate, mai puțin prăjit. Noi am folosit astăzi mai mult prăjit, pentru că așa prevede rețeta noastră. Astăzi, la De Bun Gust, am gătit plachie de pește. Ați înțeles bine, am gătit. Stai că mi-o pot măgeta eu acum. De fapt, nu eu, cât invitatul acestei ediții. Da, de la început. Dragii mei, am ajuns la cumpărături. Stai că m-a ajuns la sărjos. Ne întoarcem la ulei sau cum facem? Luăm și un vin. Luăm și un vin. Așa, așa de parma. Nu-i place. Da. Era boțită sticla. Să nu mă luăm. Nu. Băgați cu prăprostia. Să nu uităm de vin, care este cel mai important, nu? Eu aș zice că peștele este cel mai important, dar dacă tu spui că vinul... După aia nu mai contează, după ce vin nu mai contează. Nu mai contează mâncarea, nu? Nu mai contează gustul. Sigur, obligat mâncarea este bună dacă vinul este de calitate. Dacă ar fi să gătesc eu, ați rămâne cu toții plămânzi. Mai dar astea, aici ai condimente special pentru pește. Da, mie nu prea plac astea. Dar intrați, că nu deranjați! Nu vă descălțați! Stați aici cu noi! Pentru asta sunt femeile un rău necesar, nu? Nu așa n-am se spune. Să spun acum ce gândesc. Am glumit. Eu consider că fiecare dintre noi este un rău necesar, da. Fie că suntem bărbați sau femei. Acum doamnele o să mă pedepsească, o să-mi dea o vilă neagră pentru ce am spus. Va trebui să-i dăm dreptate mamei soacre. Eu sper să ai grijă de cartofi acolo, să nu te bată Dumnezeu pentru ce ai spus pentru și să am cartofi. Ia du-te tu și ia du-te căpătorul, că este treabă. Mai este treabă, da? Sigur că da. Tu ești mâna mea, nu stângă, dreaptă, să spunem, cu toate că stai în stânga mea. Ce norocoasă sunt! Și trebuie să vă spun, eu nu prea sunt obișnuit cu cuțitele astea mari. Eu am cuțitași mai mici acasă. Da, astea sunt mici? Da? Astea-s varianta minusculă, nu? Da. Minusculă, da. Sunt niște scule de la de curățat. Le folosesc fițoasele ca mine. Oana, arde tigaia asta, ia să vedem. Ca să nu explodeze, dăm un pic mai... Te rog frumos, nu vrem incidente în bucătărie. Mică. Da. E cam mult ulei aici. Poți să ai o problemă cu uleiul? Nu-mi place, nu sunt cu grăsimea. Mi s-a șoptit că este în regulă, putem să lăsăm uleiul. Da. Va trebui să-i dăm dreptate mamei soacre. Eu am o problemă. Nu-mi place. Ieși de un pahare. Și atunci de supărare, uiți că inima te doare și mai bei un pahare. Să degust la De Bun Gust. Nu-mi place. A rămas asta. Ai văzut? N-ai tăiat bine. N-ai tăiat bine. Penalizare. Aruncă vina pe mine, nu-mi vine să cred așa ceva. Ia să vedem cum mă servești tu cu o bere. O să te mai rog să mai aduci un pic de apă. Am, Oana, câțiva căței de ustroi. Avem 2-3 căței de ustroi. Unde-i cuțitul? Să cântăm, unde-i cuțitul? Adă cuțitul. Vreau ca să tai ustroi.
Să-mi scot scrumierile de sub. Hai, da, hai, cu Doamne ajută, tarantiri-diri-dira. Am pornit frumoasă în unde, tarantiri-diri-dira. Fără asta.